Cadmele din Providence. Înainte să existe gheața și focul, înainte de apariția triburilor, cele șapte maimuțe au îngropat o comoară inestimabilă a omenirii într-un loc fermecat. Dar azi, comoara e în pericol. Doar cel care va citi acest pergament va putea să o protejeze înfruntând forțele răului pentru a deslega misterele din Providence. Cercul malefic. Sunt unică și eternă! Cine ajunge ultimul e pedepsit! Dormiți, dormiți, copii ai tinereții! Închideți ochii pentru un număr de magie! Hop, hop, hop! Vigoarea voastră va fi a mea și voi avea tinerețea veșnică! Oh, ce promisiune frumoasă! Dați-mi tinerețea voastră! Oh, costumul meu! Opriți totul! Băi, să fie! În ce sens se învârte sfera asta? A văzut cineva manuscrisul acela vechi? Știți... Care? Știți, cel cu povești și legende din Providence. Cred că l-am uitat acasă. Trebuie să fiu mai atent. Ne vedem mâine! Oh! Vom fi niciodată gata pentru balul de caritate? E o catastrofă! Eu am câștigat! Nu te mai agita! Iată, Marten, aici efectul fumului e bun. Dar acolo, lumina este... Ai grijă, e din sticlă! Priviți costumele noastre! Ați văzut o zi? Rozul este pentru fete! Dacă el preferă să fie fată? Ia, iurea, eu fată! Nici vorbă! Mai terminați odată cu gălăgia! Hai, Marten, sunt niște copii! Copiii, copiii! Nu le pasă de nimic! Dar nu înseamnă că îi voi lăsa așa! Nu am chef să-mi saboteze munca! Munca mea, sfera mea! Hei, nu crezi că exagerezi? Cașcă de nepricopțiți, plecați de aici! Să nu vă mai văd, ați înțeles? N-are nimic, se repară. Se vede că nu tu ai lucrat, practic eu am făcut toată munca. Marten, n-am chef să-ți mai suport toanele. Când te vei liniști, să-mi faci un semn. Gata, gata, vreau aer, m-am săturat și de tine. Oh, ia priviți, prieteni care se ceartă. Ați văzut ce furios a fost Marten? Mergeți acasă? Pe mâine, doamnă. Pe mâine? Mă irită Marten când își dă aere de șef. Mă duc fără el. Și eu, m-am săturat de atâta muncă. Sunt prost dispus. Ăsta nu e un motiv să mă lase baltă. Și eu m-am săturat să repar greșelile copiilor. Ah, nu e ușor de lipit. Aș prefera să fiu în locul puștului care a spart-o. Nici nu-ți dai seama cât de bine e să fii copil. Ce bine mă distram cu Oscar când eram copii. Chiar ar să fie, s-a stricat. Oh. Nici o problemă! Ești într-adevăr priceput. Hai de sus! Pe atunci nu ne certam pentru fleacuri ca și azi. Vrei să regăsești gustul copilăriei tale, Marten? E mai simplu, dar te previn, o faci pe riscul tău. Ha, 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 ha,
Glumiți, copii ai tinereții! Închideți ochii pentru un număr de magie! Vigoarea voastră va fi a mea și voi avea tinerețea veșnică! Ce-i asta? Ia te uită! Incredibil! Au existat două sfere! Iată-o! Sfera magicianului ce întruchipează trecutul, prezentul și viitorul ca și în piesa mea. E cea care dă înțelepciune și păstrează echilibrul lumii. Aceasta a dispărut în împrejurări ciudate. Gata, s-a reparat. Și asta va ține? Dacă nu faci mișcări prea bruște, da? Doamnă, au sosit copiii? Nu, aha, din câte știu eu. De ce? Au dispărut copiii noștri. Au întârziat puțin. Tocmai asta le spuneam și eu. Am să vă dezvălui un secret. Ei bine, imaginați-vă că și eu m-am ascuns din cauza tracului. Să urci pe scenă e un lucru impresionant. Sper să aveți dreptate. Contați pe mine, îi voi aduce într-o clipă. Copii, sunt nene Baltazar. Unde sunteți? Haideți, răspundeți. Gata, ajunge! Ieșiți din ascunzătoare. Tu erai? Îl caut pe Marten, nu l-ai văzut? Eu sunt, sunt singur aici, așa cred. Gata, am plecat. Marten întârzie din nou, este absolut incorigibil. Oscar, au dispărut trei copii. Credem că e o... O răpire de copii? Da, trebuie să-l anunțăm pe Marten. Să-l lăsăm în pace cu supărarea lui cu tot. Gata cu copilăriile astea. Avem nevoie de el și de avionul său. Nu, te rog, nu mă lua. Nu, te rog, nu mă lua. Vreau să rămân cu părinții mei. Ajutor! Nu e bine. Nu, fie-ți milă. S-ar zice că a avut loc o luptă aici. Marten? Nu e nimeni. Și totuși avionul lui e aici. Ia te uită, ce ciudat! Oscar, privește în jurul tău! Un cerc calcinat. Urma asta în formă de cerc îmi amintește de ceva. Dar de ce? Oscar! Oscar! E vreo legătură între dispariția lui Marten și cea a copiilor? Delirezi? Marten o fi la teatru. Poate nu ne-am întâlnit pe drum. Trebuie să găsim copiii. Ieri seară când am venit să-i văd, dormeau duși. Nu mai înțeleg nimic. Mulțumesc, domnule. Vom arunca o privire pe aici. Nici o urmă de încăierare. Katia, ajută-mă! Aceeași urmă ca și la Marten acasă. Am găsit piesa de teatru, magicianul, cercul malefic. Doar nu crezi în legenda asta. Având în vedere că am văzut lucruri mai uimitoare, de ce nu să mergem la locul celei de-a treia răpiri? Sunt sigur că vom descoperi aceleași urme. E o catastrofă! Un alt copil a dispărut în parc și copilul acesta nu s-a ascuns! Deci acesta este locul de unde a dispărut și a luat zborul ca o păsărică. Acolo! Iarăși urmele acelea. Ai dreptate, Oscar, privește! Piesa lui Stan Lee, Cercul Malefic. Părinții nu au văzut și nu au auzit nimic. E ciudat. Se pare că dispar numai copiii care au fost prezentați pe scenă.
Înseamnă că... Că Jimmy și Melissa sunt în pericol. Sper că de data asta vei juca mai bine. Mi-e somn. Noapte bună și vise plăcute. Trebuie să protejezi copiii, nu mai pierde nicio clipă. Nu accept să primesc ordine de la tine. Din fericire, am conștiință profesională. Jimmy și Melissa sunt la teatru, să mergem. Am nevoie de cineva puternic. Bine, de acord. Eu merg să verific camera celui de-al treilea copil. Salut, Stanley. Ei, prietene, pare îngrijorat. Da, e groaznic. Patru copii ce făceau parte din spectacol au dispărut. Dar cine ar putea face una ca asta? Singura urmă lăsată de răpitori este un cerc calcinat. Vrei să spui un cerc care seamănă cu cel din piesa mea? Da, pentru asta am venit la tine. Vreau să văd manuscrisul care te-a inspirat. Azi noapte am făcut o descoperire ciudată. Există, de fapt, două sfere. Magicianul o folosește pe aceasta pentru a domina timpul în piesa mea. Da, timpul, ia uzi. Uite ce am găsit în atelierul lui Marten. Și-am avut un vis ciudat, o pendulă uriașă care dădea timpul înapoi. Trebuie să crezi în visele tale, Oscar. Nu uita că un astfel de vis te-are adus la Providence. Părerea mea, aceste răpiri au legătură cu secretul din Providence. În acest caz, Marten este și el prizonierul acestui răpitor malefic. Și cea de-a doua sferă? A dispărut. Spectacolul trebuie să continue. Să plecăm, să fugim de aici. Locul acesta mi-inspiră spaimă. Spre depărtări ne vom avânta și spre trecut se îndreaptă amintirile. Bravo! Interpretează foarte bine! Mulțumim, locotenente! Ai îndrăznica și ei să cadă victima acelui răpitor înfiorător. Nici vorbă să se întâmple așa ceva. Deci ești de acord să-l supraveghezi pe Jimmy? Evident. De altfel voi fi aproape de el. Și pe cuvântul lui Baltazar va fi bine păzit. Vezi să nu uiți textul! Deci ce facem? Păi mergem în parc să batem mingea. Ești sigură că nu vor păți nimic cei doi? Nu-ți face probleme adrenalin. Baltazar îl va supraveghea pe Jimmy, iar eu pe Melissa. Mă întreb cine mi-a șterpelit sfera de magician. Un obiect de așa dimensiuni nu-și ia zborul pur și simplu. Acum vei spune că am pierdut globul. De altfel, Oscar și Martin sunt responsabili cu decorurile. Sper că nu veți pune totul în cârca lor. Nu, sigur că nu. Vreau doar să spun că... E greu pentru toată lumea, adrenalin. Dar într-o încercare atât de grea trebuie să rămânem uniți. În ce privește sfera, voi vorbi cu Oscar. Haide, să mergem, Melissa. Să aveți grijă de voi. Pe curând! Minunat! Iată că am redevenit tânăr, dar nu e destul, am nevoie de vigoarea lor! Oh, Marten, dă-ne drumul, dă-ne tinerețea înapoi! Ce e asta? Cine îndrăznește să-și bată joc de mine? Nu e nimeni, Baltazar. Trebuie să mă conving. Îți interzic să te îndepărtezi, ai înțeles? Deci vrei să te joci cu locotenentul Baltazar? Oh, Doamne, costumul meu cel nou de anul trecut! Jimmy, unde ești? Nu e momentul să-mi joci o farță? Nu e deloc amuzant. A dispărut și el. Oh, cine ar fi crezut? E o catastrofă! Trebuie să-i spun totul lui Oscar. E foarte frumos, dar cum poți pretinde că dispariția sferei adrenalinei are legătură cu răpirile? Legenda spune că sfera îți oferă tinerețea și unde sunt copii există tinerețe. Da, și? Magicianul vrea să pună mâna pe tinerețea eternă. Vrea să redevină copil precum adrenalin în piesă. Și Marten? Și el a fost răpit de acest magician malefic?
mărturisesc că mă depășește. E groaznic, înfiorător, incredibil. Nu-mi spune că și Jimmy a dispărut. Ba da! Nu trebuie să afle Rudolf pentru că m-am dat afară. Bine, Baltazar, am să-ți arăt că am încredere în tine. O vei păzi pe Melissa, aici la mine. Încuie ușa de două ori și nu deschide nimănui. Eu și Katia îi vom întinde o capcană răpitorului. Pe cuvântul meu de locotenent, vom rămâne aici până vă întoarceți. Încă mai ai timp să te răzgândești. Nu-ți face griji, ne vom duce la Melissa și Katia am un rol și pentru tine. Îi voi anunța pe părinții ei, alo? Oh, nu, nu se poate. Trebuie să fie mama lui Jimmy. Să trecem la treabă, locuitorii din Providon se vor panica. Ești gata pentru confruntarea finală, dragul meu Oscar? Oscar, privește! Ha? Acolo, cercul! Da, aici a dispărut Jimmy. Să trecem la acțiune. Dacă ar fi aici și Marten cu una din invențiile sale... Da, mi-e dor de încăpățânatul acela și când te gândești că ne-am despărțit supărați. Dar cu toți semănați cu bunicul meu. Tu să mergi cu Marta, tu ești? Lasă-ne să plecăm. Iată, sunt gata. E prea târziu, nu mai vine. Dar e Marten și e ca și când eram copii. Incredibil. Marten! Ha? Cine sunteți voi? Marten, sunt eu, Katia. Ba nu, minți, Katia nu e ca și tine. Nu e a mea! E jucăria mea, am spus! Oprește-te, ai luat-o razna! În ritmul acesta vom dispărea cu toții! Mai bine ajută-mă, Katia! Trebuie să-i luăm sfera asta cu orice preț! Jucăria mea, dați-mi jucăria înapoi! Nu e o jucărie, Marten. Ba da, e a mea și vreau să o arăt prietenului meu, Oscar. Marten, sunt eu, Oscar. Nu, nu e adevărat. El nu mi-ar lua niciodată jucăria fără să o ceară. Marten, trezește-te. Ești cu Katia și cu mine. Ia-l cu binișorul. Nu vreau să se ducă iar acolo. Nici vorbă, îl țin bine în mână. Dacă așa vreți, eu nu, plec. Marten, mă duc să vă spun prietenului meu, Oscar. Nu poți să-l prinzi. E sub vrajă. E groaznic, bietul Marten. Și numai din vina acestui obiect. Stai, Katia, Marten a întinerit, întocmai ca în piesa lui Stan Lee, timpul care merge invers, magicianul care vrea tinerețea veșnică. Dar ascultă-mă, dă drumul cercului. Nici vorbă, am să-l învârt puțin. Stai, nu te juca cu mașinăria asta. Au adormit. Da, vin de departe. De data asta eu voi duce vestea părinților. Să vă duceți direct acasă. Am făcut un lucru bun. Să nu ne lăudăm prea tare, trebuie să-l găsim pe Marten. Și presupun că vrei să folosești iar obiectul acesta. Oscar, vreau să mă joc cu tine. Thank you.
Katia nu-l atinge. Poate e o capcană. Sunt sigur că e manipulat de forțe malefice. Crezi că ar putea să ne atragă și pe noi? Da. Oprește-l, Oscar! Nu vezi că suferă? Sunt sigur că nu. Visează pur și simplu. Oscar, vreau la prietenul meu. Nu vreau să se supere. Fii sigur, Marten, voi rămâne veșnic prietenul tău. Acum trezește-te, redevin adult ca și mine. Și iată-l pe prietenul meu. Da. Ești din nou printre noi. Da. Bravo. 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 Extraordinar. Bravo. Deci totul e bine când se termină cu bine. Ce bine că ai făcut o sferă mică, astfel încât să nu mai încapă nimeni în ea și să nu mai facă nimeni pe vrăjitorul ucenic. Înțelegeți? Am fost la doctorița Frank și m-a asigurat că niciun copil nu-și amintește ce s-a întâmplat. Nu-i așa, Oscar? Și totuși mai există o sferă de care mi-a vorbit Stan Lee, cea care păstrează echilibrul lumii și care a dispărut de mult de tot. Oricum, nu te baza că o voi fabrica eu pentru tine. Sunt sigur că sfera care a dispărut are legătură cu secretul din Providence. Nici nu știi cât adevăr grăiești, Oscar. Au dublat în limba română actorii Daniel Vuncu, Ana Maria Vlad, Alexandru Rusu, Ileana Iurciuc, Andrian Locovei, Florin Stan, Richard Balin, Cristina Serac, Ion Ruscuț, Anca Signirean, Geodinescu, Doru Furte, Rin Tripa, Rodica Suplăcan. Traducerea și adaptarea Marcel Negreu. Regia Ileana Iurciuc și Iona Brudan. Dublajul a fost realizat de Zone Studio Oradea.